Neața. Este 8 și jumătate. Vai, deci mi-e așa de somn. Mă simt așa de obosită. Dar Melisuca s-a trezit. Și o să mergem la Claudița. Bine, vreau să ne îmbrăcăm. Bineînțeles. Și pe urmă să mergem la Claudița, să strâng și hainele pe care le-am spălat azi noapte. Afară este foarte înnorat, nu se vede, dar este înnorat. Melissa, nu te da jos din pat. Da, ne îmbrăcăm și mergem la Claudița. Ce păr ai, zici că ești frăjitoare. Bine, și eu am părul la fel, deci... Suntem gata să plecăm la Claudița și am să arăt cum am luat chestia asta pe mine. Până la urmă am luat așa cu un maiuț ca să nu mi atârne mânecile. Da. Am ajuns de 10 minute, 15 minute la Claudița. Și mă așteptau și așa s-a bucurat când am venit. Pentru că deja nu mai știu ce să-i fac. Este o scârțâită și o mărăită. Nu, este scălțăită și omălăită. Nu, 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 este o fetiță frumoasă. Cu un botic. Cu un botic de 3 metri. Da, și doctorul deja o consulta. S-a uitat peste tot. În nas, în gură, în ureche. Tot i-a controlat. Să vadă ce are de plânge. N-a reușit să-și dea seama. Pur și simplu este foarte obosită, pentru că mi-au spus că nici azi noapte n-a dormit și eu când am plecat nu era în cea mai bună stare a ei. Și nu a dormit și e morcovită și obosită. Și... Cistiu! Drama Queen. Da, și... Nu am mare lucru ce să-i facă. Melissa e pe patul celălalt. Nu prea se vede. Brunță-i ochii flăgoală, deci... Am încercat să-i dau cu brânză topită, cu ceva. Nu vrea. Pâine goală. Are iar așa o etapă în care nu prea mănâncă mai nimic și scuipă și... Da, am mai avut noi etape de astea și au trecut și după aia recuperam mâncat de numai. Sper să treacă și asta cât mai repede. Și acum ce să facem? Așteptăm vizita. Stăm cu Claudița pe mine. Uite, scumbete, dar nu știu ce ale de pânge. S-au lipit boalele aici. Ce ai cremă. Melisul, ai grijă să nu cazi. Melissa, stai jos. Stai jos, te rog. Stai jos. Aveau nevoie de dragoste, să doarmă. Așa, ca un cățeluș. Iubita mea, numai cum mai e și cățelușa aia altă acolo care n-are stare. Vă mulțumim pentru vizionare și să vă ne vedem sănătoși, sănătoase. Vrei să dai și pupic? Tu că te mănânc, ești o drăgălașă. Hai să o pună mami jos, da? Să încerc să o pun jos, dar așa mi-e milă de ea, da. Trebuie să încerc să o pun jos, să o iau și pe Melissa, că altfel începe și chiței pe aici și îi sare pe împărțul lui Claudița. Uf, iubita mea. Așa mă dă dragă. Suka. Era foarte obosită Melissa și am venit în cameră să o bag la nani să se poată odihni pentru că n-a dormit prea mult, nu știu, vreo 40-50 de minute, ceva de genul ăsta, cam atât a dormit.
Și am venit cu ea în cameră. Și bineînțeles, după ce am ajuns în cameră, fata se plină de energie și nu-i mai este somn. Melissa! Unde ești? Cucuc! Claudița este foarte liniștită, a făcut gimnastică, face gimnastică aproape în fiecare zi de o săptămână și face tot cu aceeași tanti cu care a făcut de când s-a născut. Deci cu tanti asta a făcut gimnastică de când s-a născut și tot cu ea face și acum. Bine, ocazional când era tanti asta în concediu mai făcea și cu altcineva, dar în rest doar cu asta. Și îmi place de ea, nu știu, că deodată când faci așa gimnastică cu Claudia, pe mine mă ia așa o stare de bine și o adormire. Așa îmi vine să adorm, mă ia somn când... Melissa bate toba, Melissa bate tare. Da, și... Să vedem, poate reușește și Melissa ca să doarmă un pic și poate închid și eu 10 minute. Ok, că așa mi-e de somn. Tu! Oh. De ce eu nu fac crema? Oh, oh. Tu. Asta străbe? Asta nu e jucărie, tu. Dințoasă. Tu te mănânc. Mama, mama. Am ajuns la Claudia de 2 ore. De fapt, este ora 8. Și pe la 6 am intrat înapoi cu Melissa. A dormit Melissa vreo oră jumate, am încercat și eu să dorm, dar na, a sunat telefonul. În fine, ne-am odihnit așa cât de cât, amândouă. Claudița s-a bananit până acum, s-a bananit și s-a încordat și s-a supărat. Și acum vreau să o ajut să facă caca, pentru că iar n-a făcut. Și... Ea face de, sau înainte, făcea în fiecare zi și cred că o supără că nu poate să facă. Și am văzut că a adormit și dacă tot a adormit, o las în pace. Că na, e destul de obosită. În caz că se trezește, o ajut atunci. Dacă nu, o las în pace. Oricum, i-am schimbat pampersul, are pampers curat. Și, opala, să vedem ce și cum. Dar... Sunt foarte fericită pentru că m-a sunat Florin și mi-a zis că vine la noi. Și chiar aveam nevoie, că deja e miercuri și parcă am rămas așa un pic fără baterii, fără energie și mai devreme m-am simțit și puțin rău. Și așa de tare mă bucur că vine. Deci știu că este greu și lui, dar mă bucur că face un efort. Da... Și am mai pus un filmuleț să editez. Adică, de fapt, l-am editat. Și acum se încarcă. Deja s-a încărcat vreo 50%, 51%, mai durează un pic. Bineînțeles, Melissa a făcut acolo ce știa mai bine. Și Claudița a dormit într-o poziție foarte ciudățică. Cu gâtul așa sucit, cu fața în pernă, dar oricum îi vine oxigen la nas, deci nu-i problemă. Care are aici 100 și n-am mai avut 100 de mult. Și tu iar ce faci? Iar redecorezi pe aici? Ai tu treabă cu gunoiul ăsta. Melissa? Te bucur că a venit tati? Banana. Dar doarme și am lăsat așa cum a adormit. Nu mai poate de fericire. Uite ce am primit. Melissa? Melissa? Vrei să miroși? Uite ce am primit. Alo, Melissa? Oh, frumos, miroase numai. Bzzz. Bzzz. Uite, miroase. Ah, ce frumos miroase.
Hai, hai, iubește-l pe tati încă un pic. Stai că s-au deschis porțile închisorii. Dar merge foarte bine acum. Da.